Eveniment de amploare săptămâna aceasta la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Pe 18 și 19 mai are loc cea de-a patra ediție a conferinței științifice internaționale SICONF 2018. Cadre didactice universitare și cercetători militari și civili din 21 de țări vor veni la Constanța ca să participe la eveniment. În total, 115 persoane din cadrul la 18 universități și instituții de cercetare vor prezenta în cele două zile ale evenimentului peste 160 de lucrări. Conferința este formată din patru secțiuni, inginerie electrică, automatică și știința calculatoarelor, științe fundamentale, științe militare, științe sociale și limbi străine, inginerie mecanică, transport și management, iar unul dintre scopurile evenimentului constă în analizarea strategiilor viitoare de dezvoltare în domeniul maritim.